La unitatea de primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași ajung în fiecare gardă numai puțin de 40 de pacienți cu fracturi. Cei mai mulți dintre ei au nevoie de operații, motiv pentru care saloanele clinicii de ortopedie sunt ocupate în proporție de 100%. Îngrijorător este și faptul că acest fenomen, specific de altfel pentru perioada de iarnă, accentuează criza de sânge din sistemul sanitar. Entorse, fracturi la mâini și la picioare sunt principalele afecțiuni cu care se prezintă pacienții la unitatea de primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Din declarațiile oamenilor, acestea sunt produse prin alunecări pe ghețuș sau zăpadă. Îngrijorător este faptul că bolnavii nu se prezintă de urgență la spital, lucru care duce la agravarea stării de sănătate și implicit la complicații. Deși sunt obișnuiți cu astfel de patologie în timpul iernii, medicii și chirurgii intervin zi și noapte încă din primele zile de ger. Este vorba de persoane de toate vârstele. E adevărat, majoritatea sunt persoane vârstnice, dar există și persoane tinere cu fracturi, membre superioare, membre inferioare, necesitând internare în clinica de ortopedie traumatologie pentru intervenții chirurgicale sau imobilizare în aparat gipsat în urgență și tratament în continuare sub supravegherea medicului de specialitate din ambulator. Numărul mare de pacienți care au nevoie de operații a crescut, motiv pentru care medicii fac din nou un apel către populație să meargă la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine pentru a dona sânge. Numărul mare de pacienți care se află acum în clinica de ortopedie necesită un efort deosebit din partea echipei operatorii împreună cu echipa de anestezie terapie intensivă și pentru mulți dintre acești pacienți e nevoie de o cantitate mare de sânge. Intervențiile sunt programate și uneori reprogramate pentru că nu există rezerva de sânge pentru pacienții vârstnici care au nevoie de o intervenție chirurgicală ortopedică. Medicii le recomandă persoanelor vârstnice să evite pe cât posibil deplasările.